Joi 11 mai, la ora 4:30, un autoturism condus de un rom așcan în vârstă de 59 de ani care circula pe raza comunei Pipirig a plonjat într-un pârâu din zonă după ce șoferul a pierdut controlul volanului. În mașină se mai aflau soția acestuia în vârstă de 58 de ani și fiul acestora în vârstă de 28 de ani. Cercetări efectuate la fața locului, se pare că în timp ce un bărbat de 59 de ani din Roman conducea un autoturism pe DN15B din direcția de mers Târgu Neamț, Băiana Teiului, într-un sector de drum în curbă la stânga, conducătorul auto a pierdut controlul asupra vehiculului, a acroșat parapetul de pe marginea drumului, după care a părăsit partea carosabilă răsturnându-se în prâu de pe partea dreaptă. În urma accidentului a rezultat rănirea celor doi pasageri din autoturism, o femeie de 58 de ani și un tânăr de 28 de ani, ambii din Roman. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, dar rezultatul a fost negativ. În acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.